să glorificăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Și în același timp să preamărim pe Cel care a părăsit gloria cerească și a venit la noi, nemernicii. Ba încă ne-a făcut și prilejuri de bucurie. Mărească-i să numele Lui. Pe deasupra tuturor ne-a dat mântuirea în dar. Laudă Domnului. Lucrul acesta este minunat. Scumpi frați, scumpi ascultători în general, toți cât suntem prezenți aici, cuvântul Domnului de azi marchează o zi din zilele vieții Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, Domnul, a Lui să fie slava. Dragii mei, Domnul Iisus n-a avut multe zile pe pământul acesta. Biblia notează că cei răi n-ajung decât la jumătatea zilelor. Și Domnul Iisus Hristos, fără păcat, fără nicio șchiopătură, mai bine zis, în a vorbi, în a gândi, în a lucra, fiind Sfântul Sfinților, a murit la jumătatea zilelor. De ce? Pentru că a luat asupra sa păcatele noastre ale tuturor. Și noi toți am fost răi. Noi toți am fost mișei. Noi toți am fost ca vai și vai. Lumea în care a coborât Iisus la ora aceea se cam asemăna cu lumea zilelor noastre. Israelul părea ceva mai deosebit, mai curat, dar cu toate acestea, nici preoții, nici cărturarii, niciunul nu atindea o cotă a neprihănirii pe care să-L satisfacă pe Dumnezeu. Deci toți eram răi. Și dacă El a luat în cârcă povara tuturor, a trebuit să moară la jumătatea zilelor. Cu toate acestea, în timpul vieții Lui pământene, a avut o ocazie care o sărbătoresc oamenii și o sărbătorim și noi. Numai mirare că nu văd cum vedeam cândva, când eram acasă la părinți, într-o zi ca aceasta, directorul școlii aduna pe toți copiii și merea cu ei dimineața la 6. Merea cu ei la pădure. Știa ei unde este așa zisa loză care face mățișorii ăia galbeni, mari, faini, așa. Și apoi tăiau de acolo ramuri înflorite, faini, mai niște ramuri de salcă care era iară cu frunză frumoasă, noi, și toți erau cu buchete în mâini.
Și veneau de acolo la biserică, la ora 9, intrau în biserică. Toți cântau cântări frumoase și preamăreau pe Iisus, care a intrat în templu. Venim pe drum, toți legăna mănunchiurile. Dar oamenii, femeile și bărbați, mulți, mereu la biserică în ziua aceea cu câte o floare. Și când copiii intrau în biserică cântând, toți ridica florile. Era așa frumos, un scenaj frumos. Închipuiți-vă noi cât suntem aici să avem fiecare câte o floare frumoasă în mână. Ar bate ceva frumos la ochi. Ar fi ceva frumos. Dar să știți pretenția lui Iisus. El iubește florile, că El le-a făcut. Glorie Lui! Dar un poet spunea, noi suntem florile lui Iisus, pe care mult le iubește și pentru care în orice vreme cu dragoste se îngrijește. Chiar dacă nu avem o floare în mână, în ulcica mea de lut, mândră floarea mai crescut. Și aceea trebuie să crească mereu. E sămânța sămânată de sămânătorul din Luca 8. E întruchiparea lui Iisus în inimile noastre. E Duhul Sfânt. Așa că noi suntem de acum florile. Și astăzi e ziua floriilor, numită. Denumirea e luată de la latini, care sărbătoreau bujorul ăla de grădină, care e așa mare, roz. Am văzut și alte culori, albe și așa. Dar cum o șace în vazele noastre. Dar în schimb, ei atunci aveau o sărbătoare a florilor, floralia, îi zicea la sărbătoare. Japonezii sărbătoresc așa numitul mărul japonez, care se face sub formă de tufă și face flori roșii multe, multe pe el. Oamenii îl mai pun pe la garduri, la colțurile caselor, prin România și aici, probabil, nu știu. Și ei au la fel sărbătoarea la floarea aia. Dar între noi, obiceiile acestea nu le-am împrumutat, dar aș dori din suflet fiecare să devină o floare în mâna lui Iisus. Atunci sărbătoarea noastră ar fi de plină. Glorie Domnului Iisus! Ați auzit ce a citit prea iubitul frate, păstor Andrei. Intrarea lui Iisus în Ierusalim. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, ei veneau de la Betania. Între Betania și Betfage sunt vreo 3 kilometri. Și apoi de la Betfage la Ierusalim mai sunt 3 până la 5 kilometri, că drumul coboară peste muntele Maslinilor foarte șerpuit, că e abrupt până la pârâul Chedron și apoi să intre în Ierusalim. E ceva frumos oricum.
cu fratele Tavi am fost până pe acolo. Glorie Domnului! Adică pe muntele Maslinilor, Pârâu, Chedron și Ierusalim. N-am fost la Betfage și Betania, acolo n-am fost. Betania era satul unde Domnul Iisus Hristos avea ca o reședință în familia lui Simon Leprosu, bărbatul Martei, cumnata sa Maria și cumnatul său Lazar. După unii, Simon Leprosu face parte din cei 10 leproși curățați, care fiindcă era fariseu, niciodată n-a vrut să aibă o tangență cu Iisus, numai atunci când boala l-a ținut izolat de lume, împreună cu alți 10 inși într-un lazaret al leprozeliei, undeva. Și Iisus venea acum de la Nazaret spre Ierusalim, urmând cursul pâraielor pe care erau drumurile, că înainte vreme nu aveau oamenii nici putere, nici știință să facă atâtea poduri, dar merea pe văi, așa era și la noi în România, până încoace sunt încă în destule locuri unde folosesc ca drum văile. Că acolo apa le umple cu balastru și oamenii umblă. Unde-s văi mari, cum e prin India sau altceva, iară n-au drumuri, dar umblă cu bărcuțele pe apele văilor, ăla-li drumul. Acum Iisus când vine într-un loc, pe un deal oarecare, era cantonamentul ăsta al leprozeriei și lazaretul lor. Și ies de acolo 10 inși în calea lui Iisus. Și Iisus când îi vede, nu zice, apropiați-vă de mine, nu se temea el de boala lor, dar nu vroia să strice legea. Fiindcă el a venit sub lege și a căutat să împlinească în totul legea. De la o distanță ei strigau în cor, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi, ai milă de noi. Iisus a uitat spre ei și a zis, bine, eu îmi fac milă de voi, veți fi curățați, dar mereți și arătați-vă la preoți, pentru ca să vadă ei minunile pe care eu le fac. Mergeți! În drum să meargă la preoți, toți au fost curați. Tot trebuia să se prezinte înaintea preoților. Dar era între ei un samaritan care n-avea ce căuta nici în templu, nici la preot. Ăla când s-a văzut curățat, nu mai continua drumul cu ăialalți nouă. S-a întors la Iisus, a căzut înaintea lui cu o închinăciune profundă și proslăvea pe Dumnezeu și mulțumea lui Iisus. Iisus zice atunci, dar unde să ia la alți 9, că pare că au fost 10, nu toți s-au curățat. Ba da, dar pe cum numai unul a venit? Băi, ce minune! Și ăsta nici nu e evreu, mă. Ăsta e dintre neamuri, e samaritean. Dar ăsta a venit să mulțumească. Ce minunăție! Acum, în drumul ăsta, cu care începe săptămâna patimilor, Iisus vine de la Betania și când ajunge în drept de Betfage, pe acolo, Iisus îi trimite, intrați voi înainte în satul ăsta
și vedeți la cotitură de drum, veți găsi o măgăriță și un măgăruș, un pui de măgar mic. Îți legați acolo. Îți legați și aduceți-mi ei. Și ucenicii se ocupă să dezlege, la niște oameni din preajmă, ce faceți? De ce dezlegați măgărușul? Ce faceți? Domnul are trebuință de el. Numele Domnului Iisus era așa de vestit, nu numai în Ierusalim, în tot împrejurimile. Când auziți că Domnul o știut imediat că e vorba de Iisus din Nazaret și nu e un pedecat, i-o lăsat să-l dezleje. Și l-au dus la Iisus. Mergeți în satul dinaintea voastră, zicea aici Sfântul Cuvânt. Așa. Și le-a zis Iisus, duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată, după ce intrați, o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Deslegați-i și aduceți-i la mine. Doamne Iisuse Hristoase, măgărița a putut să fie sistemul religios care l-avea ei, dar măgărușul pot fi eu și poți fi tu. Sistemele noastre omenești ne țin legați. Sistemele politice ne înferiacă cu tot felul de lanțuri. Sistemele religioase ne țin la fel în carapacea fiecărui cult cu doctrina lui. Dar tu, măgărușule, la care, la Iisus, îi trebuiește și vrea să-i fiu de, și să-i fii de folos, tu trebuie să fii dezlegat. Tu trebuie să fii dezlegat, liber în har, liber în idei, liber în convingerile tale, care niciuna din convingeri să nu depășească ce-i scris, să nu treceți peste ce-i scris. Mărit să fie Domnul! Și apoi, hainele apostolilor să fie pe noi, nu țoalele lor, ci veșmintele mântuitoare care le avea pe ei, să fim și noi îmbrăcați în așa veșminte, cum a zis prorocul Isaia. El m-a îmbrăcat cu mantaua mântuirii, ca pe un mire cu podoabele lui și ca pe o mireasă cu sculele ei. Așa că până aici prorocul se tânguia înaintea lui Dumnezeu. Am păcătuit, am fost așa și așa. Vom putea fi izbăviți sau vom suferi veșnic pedeapsa? Că toate faptele noastre cele bune sunt ca o haină mânjită înaintea ta. Dar asta până când n-ai îmbrăcat haina mântuirii, de când ai îmbrăcat haina mântuirii, faptele nu-s mai mânjite. Faptele noastre, cele bune, sunt fapte comandate de Duhul Sfânt, care ne pune la îndemână faptele neprihănite, noi numai să umblăm în ele, mărească-se numele Domnului. Și alea nu mai pot fi mânjite. Cele de dinainte sunt mânjite.
dar pe alea mânjite aruncați-le, le-am mânjit cu privirile sălbatice, le-am mânjit cu poftele carnale ale trupului, le-am mânjit cu lucrările mâinilor sau cu umblările noastre la rău. Estea toate zvârlițele, acum avem o altă ținută, mărească-se numele Domnului. Și așa de minunat, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, pentru ca să găsești pe cel legat, du-te în satul dinaintea voastră. Era Betfage înaintea lor. Du-te în satul dinaintea voastră. Doamne, cu câtă râvnă citem cuvântul acesta și trimiterea aceasta și mă rugam Domnului și luam cu mine 2-3 frățiori și plecam în câte un sat unde nu era nici țâpenie de pocăiți. Și începem și cântam pe stradă și adunam oameni și apoi câte cineva venea preotul, că nu-i voie, că aici ai parohia lui. Apoi scotea Domnul câte o femeie, a dat-o un bărbat, la Lomani un bărbat care a lucrat cu mine sub mâna mea, adică la Valea Șermagului. Domnul Hozan, veniți la mine! Aici veniți, cine vrea să vie, să vie, cine nu, nu. Nu mai stați în stradă. Pe la om în curte n-avea ce-i face. Apașa în Oltenia, după ce am ocălit satul tot cu un microfon mare, porta voce din aia militară și am strigat la oameni să vină în centrul satului. Apoi a venit primarul, a venit poliția, a venit preotul. Când a venit preotul, i-am ieșit în cale, l-am salutat frumos, l-am chemat, dacă vrea să aibă un cuvânt. Nu, eu nu mă amestec, nu. Dar el a înjurdit pe alalt, a început să facă gură. Vine o femeie în față. Ce, nu vă place cum cântă? Nu vă place că se roagă? Veniți la mine în curte să vedem cine se bagă acolo să vă conturbe. Și la ea în curte a rămas adunarea. Slăviți să fie Domnul! Mergeți în satul dinaintea voastră. Aici acum nu prea putem face mari sprevi, dar tot s-ar putea, dar nu suntem atenți la vremea care o trăim. De exemplu, cu o săptămână bună înainte mă sună o doamnă. Bună ziua, bună ziua! Sunteți domnul Hozan? Da, eu sunt. Sunt de la ăștia cu COVID-ul și am vrut să vă întreb ce faceți și n-ați fost bolnav, nu sunteți bolnav, nu, că eu pot să vă dau unele sfaturi și așa. Doamnă, mie-mi pare că nu sunteți ce ziceți. Ea începe și râde. Dumneata, ești de la Martorii lui Jehova. Da, dragă, da. Nu, uite-te ce, eu sunt penticostal. Dar vreau să spun și am început să-i arăt cât de erănată credința la Martorii lui Jehova. Și ce scrie Biblia, nu ce zic ei. Nici numele Jehova, nu știți la cine să-l atribuiți. Că l-a atribuiți la Dumnezeu Tatăl și nu e așa. Dumnezeu Tatăl este o persoană abstractă, nu-i pui tu nume, nu-i o poți atinge, nu o poți vedea. Uită-te în Vechiul Testament, în evreiește și în engleză, unde trebuie să fie Domnul Jehova. Dar Iisus, El era Dumnezeul lui Israel, Tatăl prin El conducea Israelul și Dumnezeu Tatăl prin El, pe care l-a făcut Domnul Bisericii, Dumnezeul Bisericii, Mântuitorul Bisericii.
prin El ne conduce pe noi, biserica de pe pământ. Dar în Noul Testament nu mai găsește Jehova spusa din Exod, Eu sunt. Acolo era pusă Iahve. Dar Domnul Iisus în Evanghelia lui Ioan de 14 ori scrie Eu sunt. În capitolul 8 de vreo 3-4 ori. Eu sunt. Potrivit cu Iahve. Măi, tot ascultă femeia. La un moment dat zice, bine, drag, acum nu mai am timp. Noi știem că nu o să ai timp până la gata, dar eu aș fi gătat colo de sară cândva. O închis telefonul. Vedeți? Ei fac ce-s învățat, mă. Intră în casă, dacă nu pot pe jos, prin telefon. De când stai închis în casă, la cât ai dat telefon, să vorbești despre Iisus. Pe cât ai împlinit cuvântul ăsta, duceți-vă în satul dinaintea voastră și cei legat acolo, dezlegați-i. Dezlegați-i și aduceți-i la Iisus. Asta prin cuvintele minunate pe care le spui despre Iisus, ei trebuie neapărat să înțeleagă că îi cheamă Iisus. Și atunci rudele, prietenii, cei din casă care îi țin legați, trebuie să-i lesă când aude că îi poruncă de la Domnul. Glorie Domnului! Într-una din zile, cam de 3 ani acum, în Fodora, era un băiat, Mateuț, și am uitat numele de botez, de familie Mateuț. Era cam deodată cu mine el. Măi, o prins bine pocăința, ei lor erau pocăiți. Și la un moment dat a devenit dirijor de cor, că fratele Ionaș de la mănăștiuri făcea coruri prin biserici și pe el l-a văzut mai cu auz muzical și conducea corul. Era bine în biserică, era apreciat de toți. Dar la un moment dat, o fată nepocăită s-agață de el. Și atât îl suce în stânga, în dreapta, până când ajunge de să încurcă cu ea și să lasă de pocăință. Și a trecut vreo 40 de ani. Și după 40 de ani, răsare proroc un băiat dintr-o familie nepocăită, familia lui Pantea. Și vine o soră de-a lui ăsta la rugăciune și prorocul strigă la ea, așa, Mateus Todorel îl chema, Domnul îți poruncește să te duci la Todorel, să-l aduci acum aici, la rugăciune. Domnul îți poruncește. S-a sculat aia de aici și s-a dus la măgărușul legat de patim și de lume. Măi, și când i-a spus că Domnul îi poruncește, cum o fi arătat chipul ei, sigur un pic transformat de porunca primită, nimeni din casă nu s-a împotrivit. Și în ziua aia a venit cu Todorel între frați. Până azi între frați Todorel. Slăvit să fie Domnul! Mereți în cetatea dinaintea voastră și dacă găsiți măgărușul legat, aduceți-l aici. Fă o treabă, măcar în săptămâna asta mare a Paștelor. Ai un prieten, ai cineva, spune că Domnul are trebuință de el. Într-un sat nu era conducător de adunare și era un om bine cotat și așa. Și am avut ocazia să stau cu el de vorbă și îi spun, omule, ți-i așa ți-ar sta de fain să vii la pocăiți.
Tu vezi acei la adunare, la pocăiți, nu e un om care să fie mai priceput între ei, sunt oameni săraci și așa. O parte din ei sunt băieși. Și dacă tu vii aici, Domnul pe tine te prelucră și o să ajungi păstorul bisericii. Mă atât au stat pe gânduri și n-au îndrăznit să meargă până când i-a murit un vecin pocăit. Când i-a murit un vecin pocăit, acolo s-a dus, s-a stat până la gata și și-a corectat mersul. Slăvit să fie Domnul Iisus! Duceți-vă în satul dinaintea voastră și acolo veți găsi un măgăruș legat, dezlegați-l și aduceți-l. Isaia, în capitolul 62, cu versetul 11, prorocea despre asta. Iată ce vestește Domnul până la marginile, până la marginile pământului. Spuneți fiicei Sionului, iată, Mântuitorul tău vine la tine. Înainte, așa, vine, iată, plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui. Ei vor fi numiți popor sfânt, răscumpărați ai Domnului, iar pe tine te voi numi cetate căutată și nepărăsită. Măriți să fie Domnul Iisus! Totodată, cuvântul Domnului în prorocul Zaharia, aici ne arată un lucru minunat, iarăși. Uitați ce zice Zaharia 9:9. Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe, slăvit să fie Domnul! Cum au prorocit prorocii cuvântul lui Dumnezeu ieșit prin ei atunci și cum s-a împlinit în timp, mărească-se numele Domnului. Dragii mei, cuvântul Domnului Iisus Hristos și astăzi se poate împlini dacă noi îl ascultăm. Cuvântul mai departe aici spune, dacă vă va zice cineva ceva, să-i spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îl va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el, Iisus, a așezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui și Iisus și cele ce venea în urmă strigau, Osana,
fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Ei pare că toți știau ce-au strigat îngerii la naștere, dar nu știau ei aia. Duhul lui Dumnezeu îi făcea să strige osanale înaintea împăratului slavei, cum s-a citit azi dimineață despre împăratul slavei. Porți, ridicați-vă capetele! Cu adevărat, nu exista nicio poartă, cum unii pretind că atunci când s-a întors în cer, aia nu cred eu, fiindcă Iisus din cer a venit, de la Tatăl a venit și acolo El era cunoscut și El s-a întors înapoi de unde a venit, deci în casa Tatălui El era cunoscut și acolo nu era cine să-L oprească. Nu erau porți din alea care să vorbească și să-L oprească, să nu intre. Dar porțile locuinței morților, cum zice Isaia, că mă voi duce și voi smulge din mâna morții. El s-a dus și a vestit acolo oamenilor care erau acolo și cei de dinainte de potop. Așa i-a pregătit cuvântul lui Dumnezeu, încât de mii de ani își perduseră trupul și putreziseră, dar acum înaintea lui Iisus toți aveau trup ca și cum ar fi fost în viață, ca să judece, cred, nu cred. Și toți care au crezut au înviat și s-au arătat multora în Sfânta Cetate îndată după ce Iisus a ieșit din mormânt. Glorie Domnului Iisus Hristos! Iată puterea lui Dumnezeu pe care noi nu putem pricepe când zice 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut. Păi, vedeți, și în spate, Dumnezeu, dacă se uită peste miile de ani, e tot prezent. La El nu este trecut, prezent și viitor. La El e un singur prezent. Mărească-i să numele. Așa că și cei de dinainte de potop, când au fost la momentul oportun, au fost ca și cum ar fi în viață. Așa a ascultat și dacă au vrut, au crezut și dacă nu, n-au crezut și acolo în locuința morților. Depinde de voința ta. Dar nu mai vine o altă ocazie ca în locuința morților să ți se vestească ție Evanghelia. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împetri inima, cum au făcut alții la Meriba și așa mai departe, ci deschide-ți inima. Tu ești legat în legăturile și în fâșiile tale păcătoase. Lasă ca cuvântul Evangheliei să te deslege, să fii liber de a merge cu apostolii pe drum, să avem aceeași credință potrivită cu a sfinților, măriți să fie Domnul Iisus. Eu mă opresc aici și doresc din tot sufletul ca Dumnezeu din cer să deslege pe fiecare din orice neputință, din orice patimă, din orice stare, să fii dezlegat. Amin. Și Domnul Iisus Hristos să intre în inimile și în viețile noastre ca să-L putem preamări în tot ce facem, vorbim și suntem. A Domnului să fie slava. Amin. Amin.